Păi eu vreau să știu cât de dese sunt momentele astea în care vă permiteți să mergeți la film împreună. Foarte rar se întâmplă treaba asta, sincer. Mai ales de când cu pandemia, din păcate, da. Da, și astăzi am reușit să o răpesc un pic pe Anca să venim la film. A fost foarte aproape să zică că nu vine. Să dau... Ce? Păi vă imaginați cum arată o casă cu 5 copii, pentru că unul e plecat. Seara se desfășoară niște activități destul de importante, cum e cina, trebuie să-i pregătim pentru a doua zi de școală, îmbrăcat, dezbrăcat, pijamale, baie, povești, temele care au mai rămas și așa mai departe. Na, e un proces foarte activ și, ca să fiu foarte sinceră cu tine, mai ales de când cu pandemia asta m-am cam liniștit așa. Îmi place să stau mai mult acasă. Și după tot procesul ăsta, când deja sunt toți în pat, mami trebuie să strângă toate jucăriile. Ei, nu, că nu mai țin cont de ce acest aspect. Ăștia mă nu prea să mai joacă cu jucării de astea mărunte, dar da, îți dai seama, pregătesc multe chestii pentru a doua zi. Proiecte, mail-uri după ce adormi ei. Mă culc destul de târziu, pe la 1-2. Cum a fost la nuntă în Pakistan? Da. Senzațional. Chiar foarte tare. Ca la Bollywood, așa. Ce te-a impresionat cel mai tare din tradițiile lor? Ce m-a impresionat? Ținutele lor m-au impresionat. Senzaționale. Cum a fost când ai fost contactat și ai primit veste? Adică e wow să fii invitat la o nuntă într-o astfel de țară, o altă cultură? M-am bucurat, îți dai seama. Sincer să fiu, n-am știut exact unde ajung și ce fel de nuntă va fi. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că e ceva unic și chiar a fost o onoare pentru mine să fiu acolo. Am mai fost la alte nunți, dar n-au fost la nivelul ăsta. Ce înseamnă la nivelul ăsta? Cam câți invitați erau acolo? Și nu mă refer la numărul de invitați, mă refer la felul în care și-au organizat nunta. Au fost vreo 300 de persoane, 400 așa. Nu au fost atât de multe. Pandemie. Că de obicei au câteva mii, nu? 2-3 mii, câți? Nu știu, am fost la un eveniment care a fost mult mai mare. Vreo 1000 de oameni, da.